Dimineața. Astăzi am să vorbesc câteva cuvinte despre povestea aceea, prostia omenească. Era o poveste românească scrisă de un, hai să spunem, prozator. Bun. În care povestea este cum o familie săracă de la țară, mamă, tată, soră, soție și copil de-abia născut și o sobă și un drob pus sus de tot pe soba de teracotă. E, și vine frigul. Ca să încălzească, dau drumul la sobă. Lângă sobă se pune târna cu copilul ca să se încălzească. Numai că pe soba de teracotă era ceva de genul în felul următor. Un mare drob de sare. Și toată lumea plângea. De ce plângea? Pentru că, fiind drobul de sare sus, peste copil putea să cadă și să prăvălească și să cadă în târnă și să-l strivească. Și toată lumea plângea și nu știa lumea de ce e gălăgie în acea casă și de ce se fac urlete și de ce se strigă și dintr-o dată auzi ceva. Nu. Cineva la ușă. Cioc, cioc, îmi permiteți? Da. Ce s-a întâmplat? Uitați așa și așa și așa. Păi luați, domne, drobul ăla de sare și dați-l jos de acolo. Și se urcă și îl dau jos. Și acum sunteți fericiți? Suntem foarte fericiți. În casă e cald. Și bine, copilul doarme lângă sobă și e încălzit bine. Și nu va mai fi strivit în viața lui de drobul de sare care se va prăvăli vreodată în târna cu copil. Bun. Terminăm aici. Trecem la următoarea. Pățanii din poveste. Unul care i-a ajutat cu drobul de sare, pleacă mai departe și se plimbă. Și merge la un moment dat și ajunge în dreptul unei case. Acea casă românească, de la țară, dar nu avea ferestre, obloane și geamuri. Și omul avea o problemă. Nu îi intra în casă lumina. De ce oare? De ce oare? Pentru că nu avea geam. Dar mergea în fiecare zi când era soare și lua o târnă mare și încerca să bage soarele când ajungea în casă. Nu mai era lumină, era noapte, iar ieșea și tot așa. E, și călătorul nostru, la un moment dat, îl întreabă. Dar ce vrei, domne, să faci cu această târnă? Cum ce să fac? Să-mi bag și eu un pic de lumină în casă. Atunci, ce credeți că a făcut omul nostru? Povestitorul sau călătorul nostru?
Ia, domne, și fă o fereastră, o spărtură mică și o să ai lumină ziua. Și ce credeți că a făcut? A luat și a făcut o mică ferestruică. Ia vezi, acum e bine? E bine, mulțumesc pentru ajutor, călătorule. Și acum să trecem la povestea românească sau a drobului de sare sau a târnei cu soare și toate cele. Corect? Corect. În actuala ceea ce se cheamă istoria contemporană. Cândva cineva pe aici, prin zonă, striga ceva de genul: la noi, voi sunteți cosmiști, voi faceți, voi dregeți, nu știu ce. E, cam de pe atunci au trecut cam 4 ani. Și cam câte mașini de poliție, elicoptere, jandarmerie, litri de combustibil ați utilizat ca să demonstrați acea prostie? Îți dai seama, 4 ani de zile și spune așa ceva. Cam câți litri de benzină ați consumat? Pentru elicoptere, avioane, mașini de poliție, jandarmerie, salvări și toate cele. Sau ceva de gen: intră tatăl tău în politică, hai să ne apucăm, că seamănă, nu știu, poate am văzut eu în creierul meu de atâția ani de în urma istoriei, pentru că acum este istorie, nu mai este prezent sau viitor. Viața de pe vremea când trăia sau conducea Consiliul Județean Mircea Cosma. De atâția ani de zile, 10, 15, 20 de ani, dar parcă seamănă, nu? Unul cu celălalt. Dacă vine, dacă face, dacă pică drobul de sare și se prăvălește peste toți, dacă nu intră soarele în târnă în casă, dacă, iată prostia românească, câte salvări, mașini de poliție, autospeciale de pompieri, jandarmerie, elicoptere, avioane, combustibil de motorină, benzină, kerosen ați utilizat ca să demonstrați o prostie în 4 ani, care nu s-a întâmplat. Parcă acum încep să te gândești. Crezi că a fost o prostie sau o deșteptăciune? Dar la ei e ca o glumă aceea, știi? Când ai ceva de downloadat de pe calculator, ai un timp. Adică de la început până la sfârșit, când se descarcă. Cu o viteză de download. Ceva de genul: dacă a făcut o plângere, știi? Vreun fraier, vreun prost sau altceva. Și altul a pus bot. E la fel. Cât internet ai consumat? Cât ai plătit pentru acel film descărcat? Cât combustibil ai consumat? Câte mașini de jandarmerie, poliție ai scos
doar ca să ți se pară ție că ești deștept și el prost. La ei e ceva de genul, este pending, adică când revine internetul la viteză mai mare, sigur se ia o gradație baban. Cât combustibil ați utilizat? De motorină, benzină, kerosen? Câte autospeciale ați stricat? De poliție, jandarmerie, pompieri, salvare? Elicopter, avion și stai așa, că nu sunt roboți în ele, sunt persoane militare care vor ajunge în parchetul militar pentru că, domne, e pending. Ei când văd linia în fața tribunalului militar sau parchetului militar făcut cu avionul, că doar e un pic de cherosen acolo, fă și tu o dără acolo să înțeleagă la ce poate să înțeleagă. Practic, la fel, hai să plângem cu toții că pică drobul de sare peste copil și îl strivește în târna în care doarme. Sau să luăm soarele, să-l punem în târna care va intra în casă ca să avem lumină din nou. Dacă intră ăsta în politică, dacă nu știu ce, dacă și cu dacă și cu parcă stăteau odată într-o barcă și vâzleau amândoi, unul hăis, unul cea, până când s-a rupt barca în două și au căzut amândoi în mijlocul lacului și au murit înecați ca proștii amândoi. Cam așa e povestea noastră azi, în prezentul și viitorul de azi. Doar ca să-și pună un epolet gradat sau o deșteaptă să ia o târnă mai mare sau e ceva în pending, că na, așa e la internet, când o reveni la viteză mai mare, să ia ceva. Mulțumesc, Doamne ajută să fie cu primit, nu cu iertare. Mulți se simt jintiți în momentul de față, dar eu vă spun că e cam a noastră realitate și a noastră cultură românească. Crezi sau nu, chiar e realitate.